Zeci de incendii au avut loc în această primăvară în Maramureș. Vorbim de incendii de vegetație și de fond forestier care au afectat sute de hectare de teren. Unul dintre cele mai delicate s-a produs în zona Pietrele Șoimului, situată între Șișe și Cavnic, într-un perimetru abrupt și la care au intervenit pompierii militari, pompierii voluntari, dar și numeroși localnici și voluntari din alte zone ale județului. De asemenea, a fost nevoie de un elicopter dotat pentru astfel de situații din cauza terenului greu accesibil. Incendiul a fost anunțat vineri în jurul orei 22 în zona Pietrele Șoimului, localitatea Șurdești, un incendiu de pădure într-o zonă foarte greu accesibilă. S-a acționat în seara aceea până în jurul orei 2 dimineața cu voluntari din serviciul SVSU Șișești și s-a localizat incendiul, dar din cauza vântului a doua zi, pe la ora 11, a reizbunit și ne-a dat bătăi de cal cam 5 zile. Se pare că a fost pus intenționat un weekend înainte un localnic din Cavnic, un tânăr din Cavnic, a găsit tot în acea zonă un pachet de țigări cu țigările aprinse și cu ars pe o rază de 4 metri pătrați, dar atunci l-a localizat și l-a stins el singur. Iar după o săptămână se pare că cineva totuși a aruncat intenționat. Incendiul a fost lichidat astăzi cu ajutorul elicopterului sosit în sprijin de la Inspectoratul General al Aviației. Aparatul de zbor, prevăzut cu un dispozitiv Bambi Bucket, a efectuat 8 misiuni de stingere în zona în care se manifesta incendiul. Intervenția aeriană pentru localizarea și lichidarea incendiului a fost necesară din cauza zonei greu accesibile și a terenului dificil, care au îngreunat acțiunile forțelor de la sol. Flăcările au afectat în total o suprafață de circa 15 hectare de pădure de foioase. Vreau să mulțumesc pe această cale voluntarilor din toate satele comune Șișești, din Șișești, Negreia, Dănești, Monteni, Plopiști, Cetățele, dar în special tinerilor din localitatea Șurdești care s-au mobilizat ieri exemplar. Totodată vreau să mulțumesc și ISU Maramureș pentru sprijin, serviciului de salvamont din Cavnic și voluntarilor din orașul Cavnic care ne-au ajutat și membrilor serviciului voluntar de stație de urgență din comuna Șișești. Au mai participat și ne-au sprijinit și echipajele off-road din Șișești și Rus, precum și echipajele motocross de la Baia Mare. Reprezentanții ISU fac încă o dată un apel către toți maramureșenii să dea dovadă de responsabilitate și să evite curățarea terenurilor prin ardere. Această activitate este interzisă fără acordul autorităților competente. Mai mult, în conformitate cu hotărârea de guvern numărul 537 din 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți reprezintă contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.